micuțe. Le vezi doar prin microscop și sunt foarte drăguțe. Simpatice, minuscule, așa-s pixichida. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Leagănul. Mămixichi, uite ce fac eu! Dă-te jos imediat, o să cazi! Ba nu cad! Ai auzit ce ți-am spus? Nu ai de ce să te temi, suntem aici! O, da! Ține-te bine! Sunt bine! Minunat, aproape e gata! Ești bine? Se pare că nu a pățit nimic. Data viitoare va fi mai atent. Nu există data viitoare. Ajunge! Nu mai ai voie în leagăn. Niciodată! Nu, Mămixichi! Tu n-ai nimic de spus? Da? Gata cu leagănele aici. Du-te înăuntru la televizor și gândește-te la ce ai făcut. Ești pedepsit. Sunteți mult prea duri. Ați uitat cât de mult vă plăcea să vă dați în leagăn? Eu? Niciodată! Iubeam leagănele! Ce? Cine a inventat leagănele? Probabil că au fost maimuțele. Se legănau pe crenci ca să sară cât mai sus. Pentru amuzament. Oamenii preistorici au văzut asta și au vrut să încerce și ei. Au pus și o tablă. Apoi oamenii s-au gândit să pună un butuc unul peste altul și astfel a luat naștere balansoarul. Mulți ani au trecut, dar modelul nu s-a schimbat. Doar că materialele sunt mai bune. Nolic, ești bine? Te-ai rănit? Vrei să ne jucăm șah? Ești supărat, da? Vezi tu, părinții tăi își fac multe griji. Ai fi putut să te rănești. Dar nu s-a întâmplat nimic. Se poartă de parcă nu au fost și ei copii. De parcă nu s-a mai dat leagăn. Ei bine, toată lumea crește până la urmă și uită de copilărie. Voi, adulții, sunteți plictisitori. A zis plictisitori. Nolic, te-ai mai gândit? Dar asta ce mai e? Asta? Te referi la leagăn. A ieșit frumos, nu-i așa? Da, e frumos. Dă-te! Ce? Și tu, dragule? E minunat! Nu am mai zburat așa de mult! Vreau să dispară lucrul acela imediat! Mămixichi, de ce nu încerci și tu? Fii iar copil! Aiureli, nu o să fac asta. Nu vreau să mă... Nu așa de tare. Dă-mă ușor. Mai vreau. Nu o să cazi? Nu o să cad. Mămixichi și tatixichi s-au întâlnit la universitate. Pe vremea aceea, Mămixichi lucra la librărie, supraveghind funcționarea calculatoarelor. Într-o seară, când nu mai era nimeni în clădire, a observat o lampă aprinsă în mijlocul sălii. S-a dus către lampă să o închidă și a văzut o carte despre spațiu pe masă și un tixichi care o studia intens. Tatixichi era atât de captivat, încât atunci când Mămixichi s-a apropiat de el să-l salute, a sărit în sus. Au petrecut toată noaptea stând la pervaz. El i-a povestit despre stele și despre visul lui de a merge într-o galaxie îndepărtată. Așa au devenit prieteni. Ce s-a întâmplat după? Cred că știți și voi asta. Ha-ha! E amuzant! Woohoo! Mămixichi! Oh,
Îmi pare foarte rău. Mi-a fost teamă să nu te rănești și am greșit. Câteodată adulții sunt foarte enervanți. Deci, poți să mă dau un leagăn? Da, poți! Dar să te ții bine acum. Bineînțeles, nu o să mai cad. Sunteți gata să zburați? Da! Da! 3, 2, 1! Spune și celui mai bun prieten să se aboneze la Fixiki ca să vă distrați împreună! Chitara! Eu plec la magazin, iar voi spălați podeaua și ștergeți praful, bine? Cine ce face? Să ne încercăm norocul, cum facem mereu! Foarte bine! Cine câștigă șterge praful? Piatră, hârtie, foarfece! 1, 2, 3! Încep cu biroul! Nu e corect! Dar ai pierdut! Am văzut și noi! Da, știu! Ați auzit și voi? Ce este asta, o chitară? Aha! Așa face tata curat! Simca, unde te duci? Ea iubește muzica! Uite ce am găsit! Uitasem de chitara mea! Cântăm? Și praful? Nu o să plece nicăieri! Ai stat pe ochelarii mei! 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 Ai stat pe ochelarii mei. Nu văd nici până la papuși. Ei bine, s-a zis cu chitara. Nu mai am altă coardă. Hai să facem curat. Tom Thomas, fă-l pe tatăl tău să iasă din cameră. O voi repara eu. Pe bune? Da! Ți-am zis că e fanatică! Tată, de ce să spăl eu podelele din nou? Hai să mai facem o dată pe atârtie foarfecă! Păi, bine! 3, 2, 1! 1. Bine, facem schimb! Oriunde mergi, la prieteni, la țară sau în camping, unde poți cânta toată noaptea cântece lângă focul de tabără. Apropo, știai că o chitară se mai numește și instrument muzical cu corzi ciupite? Asta deoarece chitaristul ciupește corzile cu degetele sale. Când este ciupită, o coardă începe să vibreze, producând un sunet frumos. Cu cât coarda este mai subțire, cu atât sunetul este mai înalt și invers. Pentru a cânta o melodie, trebuie să apeși corzile pe gâtul chitarei, tabla lungă de lemn. Chitara are multe instrumente înrudite: ukulele, banjo, dombira, lăuta și chiar balalaica. Sunt multe tipuri, dar preferata mea este chitara electrică puternică. Conectată la un amplificator și difuzoare, sunetul său poate acoperi un stadion întreg. Minunat! Wow! Cum ai reparat asta? Am găsit o coardă nouă. Să continuăm atunci? Mi-am luat ochelari noi. 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 Și acum văd acum papucii mei. Acum totul este clar și ce știm. Poate era mai plăcut să nu știm. Când am plimbat un cățeluș, când am plimbat un cățeluș,
Ai mâncat bomboanele. 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 Mama, eu și tata cântam un cântec. V-am auzit. Ți-a plăcut? Foarte mult. Mai ales că e totul curat pe aici. Draga mea, acum ne apucăm de... Foarte bine atunci. Vă voi cânta ca să puteți face curat mai bine. Benzi desenate. Katia, ai terminat? O secundă? Gata! Ce părere aveți? Benzi desenate despre noi! Sunt așa bune că poți face un film după ele! Ce nas am! Ia uite cât de bine arăt! Și eu! Eu arăt ca Superman aici! Ba, eu arăt ca un supererou! Nu e nevoie să vă certați, amândoi sunteți eroi! Oh, dacă o pui pe internet, vom deveni faimoși! Nu vă e teamă că o să deveniți prea faimoși? Cu cât mai multă faimă, cu atât mai bine! Dacă spui tu, poate data viitoare. Hei, hei, nu e corect! Noi am salvat lumea! Și nimeni nu o să afle. Benzile desenate sunt cărți ilustrate în care imaginile și textul curg în același timp. Ele se realizează de obicei pe baza unei povești. Poate să fie, de exemplu, despre supereroi, prințese sau savanți. Sau chiar despre toți în același timp. Apoi urmează imaginile desenate. O foaie de hârtie este împărțită în mai multe secțiuni, care sunt umplute cu ilustrații, fiecare cu câte un moment din poveste care se numește scenă. Frazele spuse de personaje sunt scrise în niște norișori care se numesc bule de dialog. Sunt la fel ca desenele animate, dar pe hârtie. Wow! Ce este asta? E posibil să o fi desenat ea singură. Katia mea este o fetiță foarte talentată. Urmăritorii mei vor aprecia asta. Talentată, dar uită mereu să-și încarce tableta. O să dureze o veșnicie. Hai să o curățăm mine, așa se va încărca mult mai repede. Așa ai dreptate. Încă puțin și e ca nouă. E bună și de pus pe internet. Apoi o mulțime de oameni vor afla despre noi. Oameni vor afla că există pixichii. Benzile desenate nu trebuie să ajungă pe online. Să consumăm bateria. Durează prea mult. Fixichii se hrănesc cu energia din aparatele electrice. Și scoate mufa din tabletă, apoi noi doi o să ne încărcăm în interior. Atunci tableta va rămâne fără baterie. Dar mai întâi trebuie să rămânem noi fără energie. S-o facem! S-a închis. Chiar am uitat să o bag la încărcat? Îi vom arăta că noi suntem mai puternici. Oamenii pot petrece ore în șir pe tabletele sau telefoanele lor. Din acest motiv, ei trebuie să le încarce mereu. Știi ce poți face pentru a le încărca mai rar? Să le scoți de la încărcat atunci când au bateria încărcată 100%. Să închizi aplicațiile pe care nu le folosești. Doar asculți muzică? Atunci poți micșora luminozitatea ecranului. Și bagă-le la încărcat înainte ca bateria să ajungă la zero. Asta poate dăuna serios. Ah, da, și era să uit. Dacă activezi modul avion atunci când le bagi la încărcat, se vor încărca mai repede. Și cât timp device-urile tale acumulează energie, e mai bine să le lași deoparte și... să faci câteva exerciții la bară sau să joci jocuri de societate.
puțin și explodez. Rezistă, Geek! Rezistă! Nu mai rezistă mult în felul acesta. Mamă, ce faci? Oh, Katia, benzile desenate pe care le-ai făcut sunt minunate! Vreau să mă laud cu ele în fața urmăritorilor mei. Aș prefera să nu o faci. Dar mă mândresc cu tine! Ești o mare artistă! O să desenez alta! Aceasta este strâmbă și personajele nu-s mare lucru. Oh? Bine, desenează! O vom posta mai târziu. Am o sesiune live acum. Uite și vedetele din desene. Nu e amuzant deloc. E bine că nu a postat benzile desenate. Nici gând. Eu păstrez secretul despre Fixichi, spre deosebire de anumiți eroi. De ce tremurați așa? Pentru că ne-am încărcat prea mult. De avați ascunselea. Minus 18 plus 32 împărțit la 16 la puterea 5-a. Simca! Haide să ne jucăm de avați ascunselea! Mi-ai promis! Nu chiar acum! Păi... Măcar odată! Și după te întorci la problemele tale de matematică. Du-te și joacă-te cu Boogie. Știi ce? Vrei să mă pun eu și tu să te ascunzi? Cateta A la pătrat plus cateta B la pătrat este egal cu... Ai spus că este foarte important să-ți ții promisiunile. Și acum stai cu ochii numai în fix tabletă. Păi, să calculăm. Minus 18 plus 32 împărțit la 16 la puterea 5-a. Ridică-te, repede! Ce s-a întâmplat? N-ai auzit? La bucătărie s-a auzit un bum mare. N-am auzit niciun bum. Bunicul te cheamă, să vii imediat. Bine, stai aici. Ți-o țin eu. Acum cu siguranță ne vom juca vați ascunselea. Atunci când întâlnesc un om, Fixichi se transformă în șuruburi sau pur și simplu se ascund. În orice caz, există și unii Fixichi care încearcă să găsească o ascunzătoare și atunci când nu și-au pregătit lecțiile. Fixichii adulți participă la competiții de a vați ascunselea. Anul acesta a câștigat unul dintre prietenii bunicului. Nu au putut să-l găsească și a stat atât de mult timp ascuns, încât fără să vrea, a rămas fără baterie și s-a transformat în șurub. Și oamenilor le place acest joc. Unul caută și ceilalți se ascund, sau viceversa. Toți împreună îl caută pe unul dintre ei. Cei care îl găsesc se ascund la rândul lor, până când rămâne un singur om care caută. Apoi jocul o ia de la capăt. Totul este în ordine în bucătărie. Nolic, mă auzi? Unde ești? Și unde e Fixichi tableta mea? Cucu! Iar te ții de glume. Dă-mi înapoi Fixichi tableta. Dar trebuie să mă găsești mai întâi. Ușor. Vrei un indiciu? Să ne jucăm rece, cald, frige. Rece. Și mai rece. Cald. Fierbinte, te frige. Și unde ești dacă mă frige? Asta înseamnă că te-ai ars. Ai mers în locul greșit. Tu le-ai încurcat. Dacă merg în direcția corectă, atunci spui cald. Și dacă merg în direcția greșită, spui rece. Serios? Hai să facem mai ușor. La stânga sau la dreapta? Drept înainte. Acum la dreapta. Nu acolo. Dar ai spus la dreapta. Le-am încurcat, acum sigur e la dreapta. Acum la stânga. Haide, la stânga. Ups, nu, la dreapta. Întoarce-te la stânga. Iar ai mers în direcția greșită. Deci, prefer să te caut fără să-mi dai indicii. Televizor, 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 tu Fixichi sunt în el. Televizor, 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 tu Fixichi sunt în el. Calculator! Nu, haide! Întrerupător!
Despre ce vorbești? Sintetizator? Nu! Haide, încearcă din nou! Nu! Excavator! Nu, glumești! Nu pot să cred așa ceva! Deci te lași pe gubașă? Asta înseamnă că eu am câștigat și tu te pui din nou! Eu nu mă jucam cu tine! Dă-mi înapoi fixichii tableta imediat! Bine, ți-o dau acum! Ups! Nu am la mine! Ce? E în hol, în interiorul pantofului de la piciorul drept al lui Tom Thomas. Acolo m-am ascuns. Ups! Șosețica, dă-i drumul! Simca, nu te duce la ea! O să ne mănânce! Cine te-a pus să te ascunzi într-un pantof? Stai așa, ai spus cumva că e în pantoful drept? Păi da. Ups, era în pantoful stâng? Iar le-am încurcat de tot. Da, trebuie să te învăț. Încearcă să-ți amintești. Aceasta este stânga și aceasta este dreapta. Dansul. Ia, Miaza, să începem experimentul. Ha? Ce se aude? Oh, profesore, noi dansăm! Iar eu sunt ocupat și voi mă deranjați. Haideți, ștergeți-o! Deci, indicatorii sunt în regulă? Dansul nu poate încurca! O clipă de atenție! Ați observat cum încep să se miște mâinile și picioarele de la sine atunci când cânt o melodie cunoscută? Da? Noi batem din palme, mișcăm din picioare, dăm din cap și ăsta-i dansul! Oamenii antici credeau că dansul poate speria spiritele rele sau poate schimba vremea. În ziua de azi dansăm pentru plăcere! Acest lucru nu este doar distractiv, ci și util, pentru că dansul este același sport, doar pe muzică! Prieteni, dansurile nu fac parte din știință. Știam noi! Dumneavoastră nu știți să dansați! Nu sunt de acord cu această afirmație deloc. Un profesor care dansează? Sigur, sigur! A început reacția. Am mai rămas un minut. Cel mai important e să nu stea mai mult. Ce ziceți? Fără muzică oricine poate. Bine atunci. Mi-aș dori un computer mare cu ecranul lui enorm. Eu cu al meu computer mare nu aș mai putea să dorm. Computer, computer, computerul e tare. Mă joc toată ziua, cât este ea de mare. Și noaptea, și seara, mă joc și dimineața. Și nu, 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 nu mă pot opri. Interesant stil, de epocă. Dansurile sunt de mai multe feluri. Sunt atât de multe încât este imposibil să le enumeri pe toate. De exemplu, într-o horă, toți se țin de mâini și se deplasează în cerc. Fiecare națiune are hora sa. Poți dansa în perechi, vals, rock and roll, cha-cha-cha. Cineva iubește baletul, altcineva hip-hopul, iar cuiva îi place dansul tip-tap. Eu mă pricep să dansez twist. Răsucim un picior, apoi al doilea și deodată ambele. Acum să dansăm împreună. Computer, computer, computerul e tare. Mă joc toată ziua, cât este ea de mare. Și noaptea, și seara, mă joc și dimineața. Și nu, 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 nu mă pot opri.
ajuta mereu. În sfârșit voi crește mare și mă pot juca și eu. Va exploda imediat. Computer, computer, o stai eu la computer. Computer, computer, și toată ziua liber. Computer, computer, și seara chiar și noaptea. Și nu, 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 nu mă vor opri. Vai! Și nu, 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 și nu, 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 și nu, 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 și nu, 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 să începem experimentul. Dubla 2. Satisfăcuți? Dar fiți de acord, a fost distractiv. Nu povestiți nimănui ce ați văzut. Geniu, Eugeniu, dar unde ați învățat să dansați așa? Eliza, vi s-a părut doar. Dar vă învârteați. Mi-a morțise piciorul. Suntem oameni științei. Care dansuri? Da, desigur. Ecranul digital. Ai terminat? L-am lipit foarte bine! Tom, Thomas, în sfârșit te-ai întors! Te-am așteptat atât de mult încât am avut timp să repar totul! O, aproape tot! Am fost pe afară să fotografiez păsări. Am nevoie de poze pentru proiectul meu. După cum bine știți, aceasta este o vrabie. Aceasta este o gaiță. Iar acesta un pițigoi. Destul de distractiv, nu? Și acum preferata mea, tam-tam-tam-tam. Ce? Aceea e o pasăre? Am încercat să fotografiez un mugurar. Am încercat să fotografiez un mugurar. Totul din cauza acestor mânuși caragioase. Mugurarul a zburat până când mi le-am dat jos. Și de ce ți le-ai dat jos? Pentru că nu pot apăsa pe ecran cu mânușile puse. Înseamnă că trebuie să apeși mai tare. Asta nu o să ajute. Nu știi cum funcționează ecranul digital al unui telefon? Nu. Nici eu. Moimiți! Norocul vostru că știu pe cineva chiar aici care se pricepe la toate. Și acea persoană ești chiar tu, așa-i? Da! Sub sticla ecranului digital se află electricitate, iar corpul uman este conductor pentru aceasta. De aceea, atunci când cineva atinge ecranul unui telefon sau al unei tablete cu degetul său, o mică parte din electricitate curge către el. Oamenii nu o simt pentru că intensitatea este foarte scăzută, dar senzorii localizați în spatele ecranului observă schimbarea și trimit imediat un semnal către memoria dispozitivului, care înțelege ce trebuie să facă, cum ar fi să răspundă la un apel sau să scrie un mesaj. Mănușile tale sunt făcute din lână, iar lâna blochează curgerea electricității. Dar dacă mănușile ar fi făcute dintr-un material conductor, de exemplu, această folie, să o înfășurăm în jurul degetului său. Funcționează cu ea. V-am spus eu că folia este conductor de curent electric. Dar nimeni nu confecționează mănuși din folie. De fapt, Katia are o pereche specială pentru telefon. Ai pe cineva chiar aici care se pricepe la toate, inclusiv cum să le confecționeze. Ești foarte norocos să mă ai prin preajmă. Vom bea folia în fâșii și o vom coase pe degetele de la mănușile tale. Și în felul acesta ele vor conduce curentul electric? Exact! Vă mulțumesc! Și acum unde pot să găsesc un mugurar? Poți să găsești o fotografie pe net și zici că ai făcut-o tu! Serios? Nu e frumos să faci asta! Tot ce apare pe internet a fost creat de cineva. Jocurile sunt scrise de programatori, filmele sunt realizate de regizori, cărțile sunt scrise de scriitori, iar muzica de compozitori. Acești oameni sunt creatorii și pentru creațiile lor ei au drepturi de autor.
Asta înseamnă că doar ei au dreptul să folosească sau să controleze cum sunt folosite creațiile lor. De exemplu, atunci când un fotograf își împărtășește fotografiile cu publicul pe pagina sa de web, nu este corect ca cineva să le descarce și să le folosească în altă parte. Iar să pretinzi că sunt ale tale este inacceptabil. Înainte să te folosești de munca altcuiva, este politicos să-i ceri permisiunea creatorului. Autorul ar putea fi cu adevărat încântat. Ce m-am străduit degeaba? Simca, privește acolo! E un tam-tam-tam-tam! Un mugurar? Pune-ți mănușa, repede! Aceea pe care am făcut-o pentru tine! Oricum, de ce aș fi avut nevoie de mânuși în interior? Și ăsta a fost sfatul cuiva care se pricepe la toate. Oh, da. Și suntem norocoși să o avem prin preajmă, așa-i? Și acum ce vom face? Ei, vom găsi o fotografie pe internet. Dar nu uitați să specificați numele autorului fotografiei. Fixiki. Eclipsa solară. Bun așa, să începem. Micul Tom, pentru ce e aia? Și azi este o eclipsă solară. Uite și eu o să urmăresc. Cât de tare! Și la ce ai nevoie de cutie? Simt că ai uitat. Este periculos să te uiți de-a dreptul la soare. Ha? E atât de întuneric. În cât timp va începe să se întunece? În jumătate de oră. Ne-ar face plăcere să te ajutăm cu asta, nu-i așa? Ce nu înțeleg eu este, va dispărea lumina? Adică pentru totdeauna? De unde ai scos-o și pe asta? Au fost destule eclipse înainte de asta. În spațiul cosmic totul este într-o mișcare constantă. Pământul se învârtește în jurul soarelui și luna se învârtește în jurul pământului. Câteodată luna ajunge între soare și pământ și acoperă soarele. Și, pentru o vreme, soarele nu se mai vede ca o sferă puternică luminoasă, ci ca o minge neagră. Acest fenomen este denumit eclipsă solară. Dar o eclipsă solară poate fi văzută doar de oamenii și fixichii care stau în umbra ei când se întâmplă. Se poate întâmpla orice, dacă se blochează ceva pe acolo. Atunci ar fi întuneric pentru totdeauna. Și când s-a mai întâmplat așa ceva? Se întâmplă acum! Nolik, ori ne ajuți, ori măcar nu ne mai deranja. Bun, privește, acesta e pământul, aici, și luna acolo. Lanterna e soarele nostru. Și privește acum! Când luna se mișcă, lumina se deplasează. S-a blocat? Cum v-am spus? Vine sfârșitul! Sfârșitul luminii! Cineva ar trebui doar să aibă mai multă grijă cu lipiciul! Este posibil să faci dintr-o cutie obișnuită un dispozitiv special care a fost inventat de oameni acum mult timp. Se cheamă camera obscură. Această invenție isteață e folosită de către artiști și de oameni de știință. Ea a stat la baza primelor camere de fotografiat. Este chiar foarte ușor să-ți faci propria cameră obscură. Decupează un pătrat mic într-o parte a cutiei, acoperă-l cu folie de aluminiu și perforează o gaură micuță în centrul ei. Pune o foaie de hârtie în partea cealaltă a cutiei. Lumina va trece prin gaură și va lumina în întuneric. Și pe acel ecran vei vedea eclipsa. Doar că va apărea cu susul în jos. Ca să o vezi, va trebui să te uiți de sus. Dar ai grijă să nu lași altă lumină să intre. Ce frumos! Și ține minte să ai grijă la foarfece. Voi nu înțelegeți că întunericul e înfricoșător? E imposibil să trăiești în el. Nu fi laș! Tu luminezi în întuneric. Și ce o să facă micul Tom? Va trebui să meargă așa? Ah!
vei putea să iluminezi tu calea. Și dacă rămân fără energie? Voi folosi lanterna. Și când se termină bateriile? Găsesc ceva. Pentru Neric? Nu! Trebuie să ne pregătim chiar acum. Poți să vezi soarele? Aha! Mai un minut, sunteți gata? Un minut? Ce? Stați puțin, nu sunt gata încă. Mă duc să mă încarc. Nu, trebuie să aduc bateriile. 10 secunde, 9 secunde, 8 secunde. Ce mă fac? 6? Ce mă fac? 5? Aaaa! 4? 3? 2? Amixi! Acum e acum. Wow! Cât poate fi de frumos! Nolic, vino să vezi. O să ratezi tot. E minunat. Sper. E așa de tare că am făcut asta. Uite, uite. Acum începe să se vadă soarele. Arată-mi. Chiar nu s-a blocat? Vrei să spui că s-a terminat eclipsa? A fost super, nu-i așa? Aha. Doar că am ratat-o pe toată. Păi o vei vedea pe următoarea, nu? Asta dacă nu te sperii iar. Nu o să arunci cutia asta la gunoi, nu? Ți-o păstrez eu. O folosesc pentru depozitare. Baterii, de exemplu. Dacă vine mâine sfârșitul lumii și Nolic ne pregăti pentru asta. Fixiki. Inima. Unde mi-e ghiozdanul? Nici aici nu e. Cred că îmi lipsește un șurubel din cap. Oh, micul Tom, de ce ți arunci lucrurile? Pentru că am o problemă mare. Ce problemă? Nu pot să decid ce opțional aleg. Ionuț a înscris la robotică, iar Katia la șah. Și asta e problema? Du-te cu Ionuț. Și de ce nu cu Katia? Du-te la șah. Dar acolo nu sunt roboți. Mama mi-a zis să aleg ce îmi spune inima. Știi cum să fac asta? Ha, l-am găsit! Ne vedem! Trebuie să plec! Nolic! Îți poate spune Simca! Ea știe de toate! Inima este pompa esențială organismului viu. Este un organ muscular unic de care sunt atașate o multitudine de vase de sânge. Funcția principală a inimii este de a face sângele să circule în continuu prin corp. Inima umană pompează aproape 6 litri de sânge pe minut, chiar dacă inima nu e atât de mare. Strângeți pumnul! Inima ta e cam la fel de mare. Pentru a fi sigur că inima ta rămâne sănătoasă, trebuie să o ajuți făcând multă mișcare și având o dietă sănătoasă. Nolic, te rog, ajută-mă! De ce eu? Tu la e mai puternică. Interesant, oare știi ce înseamnă să fii fără inimă? Păi înseamnă să fiu un om cu vreo boală? Pot eu? Tu la? Fără inimă este omul sau fixichiul care nu-i ajută pe ceilalți la greu. Îți mulțumesc foarte mult, tinere, adică tinere fixichii. Dacă ești fără inimă, așa și rămâi? Desigur că nu. Trebuie doar să ne ajutăm între noi mai des. Aha. Micul Tom, prietenul meu, aici sunt. Cum ești? Cum sunt? Ce-ți pasă ție? Oh, apropo, am aflat cum ai putea să asculți ce-ți spune inima. Ai nevoie de un tub. Se cheamă pretoscop? Un stetoscop? Dar nu am unul. De asta sunt eu aici. E mult prea mititel. Ah, sigur are mama ta unul. Oh, da. Ei bine? Îmi bate, răsunător. Și ce-ți comunică ție? Nici o vorbă. Și acum? Îmi bate. Ce-a fost asta? Asta chiar e absurd.
inima nu poate să vorbească. Știi ceva? De ce nu mai încerci odată? Micule Tom! Cine vorbește? Inima ta îți vorbește acum. Bum, bum, mă poți auzi? Aha. Eu cred că ție ți se potrivește robotica. Și ce fac cu șahul? Cui pasă de șah? Roboții sunt mai interesanți. Vocea ta mi-aduce aminte de cineva. Deci așa arăți, inimioara mea micuță? Să știi că am făcut-o din adâncul inimii. Atunci când o persoană e în repaus, inima îi bate undeva între 60 și 100 de ori pe minut. Aceste bătăi se numesc ritm cardiac. Puneți două degete pe încheietură sau pe gât. Poți să auzi? Bum, 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 bum. Poți să numeri bătăile. Atunci când dormi, pulsul tău încetinește. Dar atunci când ești entuziasmat, când alergi, când devii îngrijorat sau speriat, inima începe să bată mai rapid și pompează mai tare sângele. Câteodată bate atât de repede încât unii oameni spun: oh, inima mea o să-mi sară din piept! Dar să nu-ți fie frică, nu se duce nicăieri! Atunci când oamenii spun să-ți asculți inima, nu vor să spună că inima ta poate vorbi. Ei spun că ar trebui să ai încredere în tine și să-ți asculți sentimentele. Și abia atunci vei descoperi cu exactitate răspunsul pe care îl cauți. Se pare că până la urmă toți sunt fără inimă. Nu mi-am putut ajuta prietenul. Nolik? Dar a ajutat, chiar a ajutat. Mi-am dat seama în sfârșit că vreau să studiez robotică. Robotică? Cum ți-am zis? Nu chiar. Aș vrea să învăț medicină. Fixiki. Piatra prețioasă. Micule Tom, hai la masă! Unde a picat? Șosețică! Ai văzut cumva o mică... Nu pot să cred că întreb un câine. Micul Tom, pe noi ne cauți? Hei, fixichilor, mă ajutați, vă rog? Una dintre pietrele astea lipsește. Și ce? Și broșa e foarte valoroasă. La fel și pietricica. Dacă nu găsesc pietricica, o să fie sfârșitul lumii. Dragule, ți se răcește mâncarea. Nu ai motive de panică. Pietricica prețioasă va fi găsită. Stați puțin, pietrele pot fi prețioase? Bineînțeles că pot! Pietrele prețioase sunt cele mai rare și frumoase pietre. Dar nu sunt ușor de găsit. Diamantele, smaraldele, rubinele, safirele, oamenii le găsesc sub pământ și în interiorul munților. Scafandrii curajoși se duc până în fundul mării pentru a găsi perle. Oamenii au săvârșit acte eroice și au comis nelegiuri îndrăznețe ca să obțină aceste pietre. Sclipirea magică a nestematelor poate și să farmece, dar și să năruiască. Ține minte, doar nestematele obținute cinstit aduc fericirea. Nu o găsesc nicăieri! Poate șosețica a luat-o. A văzut că e prețioasă și... Hați! Ai dreptate! Șosețică? Dă-ne înapoi pietricica, bine? Dă-ne înapoi, am zis! De ce ați înfuriat-o pe șosețica? Voiam pietricica înapoi! Ce pietricică? Cea care costă o tonă! Câinii ar trebui să apere comorile, dar ea le mănâncă. Poate că nu ați căutat destul? De exemplu, ați verificat înăuntrul acelui ghiveci? Săpați degeaba acum! Cum ar fi putut să ajung aici? Pentru că știu că aici am lăsat-o. Chiar așa? Bine, spuneți tot! Ia uite! Un diamant! Oh, ar arăta absolut perfect pe fixii ghiozdanul meu! Dar eu sunt cea care l-a găsit! Ar arăta perfect și pe al meu! Să ne aducem fixii ghiozdanele și vedem! Îl vom pune aici ca să fie în siguranță! Ei? Și cine ar fi putut să-l ia? Tot trebuie să verificăm înăuntrul ei! Cred că glumești, te va mânca de viu. Unde te duci, ha? Înăuntru lui Josețica, să scoate pietricica. Nu, te rog. Sunt gata să fac orice pentru prietenul meu. Căutați din întâmplare asta?
găsit un diamant îngropat. Arată ca un diamant, dar ca să fim siguri, va trebui să efectuăm un test. Un diamant brut arată ca orice altă piatră obișnuită, dar după ce e tăiat și sunt șlefuite toate fațetele, această piatră specială se transformă într-o nestemată, rară și scumpă, ce poate împodobi un lănțișor, o coroană sau o vitrină de muzeu. Adevărul este că doar o parte mică din diamantele găsite sunt folosite pentru bijuterii. Asta pentru că diamantele sunt cele mai dure pietre de pe planetă. Acest lucru le face perfecte pentru a tăia sticla. Diamantele sunt folosite la confecționarea burghiilor puternice și a lamelor de tăiere. Multe instrumente medicale importante n-ar exista fără ele. Cu ajutorul diamantelor este posibil să sfredelești printr-un munte atunci când se construiește un tunel. Atât de valoroase sunt. Pot tăia o țeavă și pot împodobi o rochie. Nu că e frumos? Doar că nu e un... Micule Tom, am găsit piatra! Și iar nu mai e. Șosețica e grozavă. Oi, oi. Mulțumesc mult, Fixiki. Eram sigur că prețiosul meu cadou e pierdut. Și pentru cine e cadoul? Katia, cred că îi va plăcea. Trebuie să-ți spun ceva, micule Tom. Aia nu e o piatră prețioasă. Ai doar o sticlă acolo. Știu. Dar nu contează. Ce? Iar eu îmi riscam viața pentru o bucată de sticlă? În primul rând, o făceai pentru prietenul tău. În al doilea rând, prețul cadoului nu contează. Doar intenția contează. Fixiki. Filmul. O ia la stânga, aruncă! Tare! Poți să o faci cu spatele? Da, sigur. Nu cred! Ce aruncare! Mi-ar fi plăcut să vadă și Simca. De ce nu facem un filmuleț pentru Simca despre Fire? Putem folosi fix tableta, are cameră. De ce să facem doar pentru Simca? Îl facem pentru toți. Bună idee! Eu o să arunc mingea, iar Nolik va fi cel care va filma. Ce vom face? Puteți face ce vreți voi. Puteți fi majoretele sau antrenoarele. Da, o majoretă. Și eu vreau. Animațiile și filmele au apărut în urmă cu mai bine de 100 de ani, după inventarea filmului celuloid. Un film este alcătuit dintr-o serie de fotografii care se numesc cadre. Când priviți repede cadrele unul după altul, imaginea de pe ecran pare să se miște. Este greu de crezut, dar primii telespectatori s-au speriat foarte tare când au văzut un tren în mișcare pe ecran. La început, filmele erau mute. Abia mai târziu, oamenii au învățat să facă filme cu sunet. Și la scurtă vreme, oamenii au învățat să facă filme în culori aprinse și frumoase. Filmele nu mai sunt filmate pe film acum, sunt realizate cu camere digitale. Astăzi, aproape toate telefoanele și tabletele au camere digitale în interior. Datorită acestui lucru, e ușor pentru aproape oricine să-și facă propriul film și să-l împărtășească prietenilor. Pregătiți-vă! Haideți! Și... Fire e cel mai tare! Stop! Am înțeles! Arată-mi! Și... Fire e cel mai tare! Și mingea unde e? A zburat! Uite acolo! Nu e în regulă! Trebuie să prinzi mingea cum zboară către coș! Am înțeles! Pregătiți-vă! Fire e cel mai tare! Cum a fost? A mers! Am filmat! Eu unde sunt? Ești pe acolo, pe undeva. Nici noi nu ne vedem. De ce mai suntem majorete? Nolik, să te asiguri că intrăm cu toții în cadru. Bine, încerc. Ce
spuneți dacă arunc eu și filmează Fire? Nu, Nolik, mai bine aruncă Fire mingea și tu te ocupi de filmat. Fire nici nu nimerește coșul. Să nimerești tu coșul când te cigălește toată lumea. A, deci e vina noastră, De ce nu vezi cum să joci? Iarăși vă certați? Facem un film. Wow! Pot să-l văd? Nu e nimic de văzut, am filmat doar bucăți. Și niciuna nu e bună. Nu vă temeți? Nicio problemă! Are nevoie doar de editat. De ce are nevoie? Filmele nu sunt de obicei filmate dintr-o bucată. Se filmează scene pe rând. Și fiecare dintre aceste scene pot fi filmate de mai multe ori cu camera în diferite unghiuri. Din pricina asta sunt multe opțiuni. După ce ai terminat de filmat, poți să iei cele mai bune bucăți și le pui una după alta pentru a alcătui filmul. Acest proces se numește editare. Editarea ne permite să realizăm filme care să arate lucruri care pot fi imposibil de filmat toate odată. Ei, ia să vedem! Pentru prima aruncare avem prima filmare de aici. Pentru mingea care intră în coș, o avem pe asta. Îmi place filmarea cu mine când arunc. Și nu uita să ne pui pe amândouă. Sigur că da! Uitați ce ne-a ieșit! Fire, cel mai tare! Chediș! Filmul e grozav! Pot să încerc să-l editez? Da, dă-i bătaie! Acum avem ce arăta profesorului. Și lui Digi! Și lui Tatixi și Mamixi! Uite, am editat filmul în felul meu. Nu-i adevărat! Ba, este! Așa e editat. Nu e corect, Nolik! Fire a fost capabil să dea coș de 100 de ori fără niciun edit. Tu niciunul! Hei, prieteni, nu vă certați! Vreți să vă învăț cum se aruncă mingea la coș? Da! În regulă, să începem! Și aruncă! Fire, cel mai tare! Aruncă cel mai bine! Fixiki. Frumusețea. Hei, fii atentă! Wow! Ești așa arogantă, Verda! Și unul? Ha! Ia te uită! Ce mai faci? Ce păcat că Fire n-a văzut. Doar mă antrenez pentru școală. Tu ești cea care face toate aceste tumbe și piruete pentru Fire. Eu? Nici măcar nu mi-a trecut prin cap. Nolik, încetinește! Tula, de ce nu mergem să jucăm șah? Nu crezi că patinajul artistic este frumos? Învârte-mă! Ce tare! Așa. Tocmai am primit două bilete pentru a-l vedea pe unicul Vector. Splendid! Și cine merge cu tine? Știi, n-am nicio idee. Nu m-am gândit încă la asta. La ce să te gândești? Invit-o pe cea mai frumoasă fată din școală, nu? Da, ha, nu este o idee rea, prietene. Ai auzit asta? Cea mai frumoasă fată va fi invitată. Ei bine, nu mă interesează. Știi ceva? Nici pe mine. Lumea noastră e plină de frumusețe. E infinit numărul plantelor frumoase, al animalelor și al munților superbi, pădurilor și lacurilor. Dar asta nu e de ajuns pentru oameni. Ei realizează frumusețea cu mâinile lor. Artiștii pictează tablouri frumoase. Compozitorii scriu muzică frumoasă. Arhitecții creează clădiri frumoase. Iar designerii de modă fac haine frumoase. Chiar și oamenii de știință creează ceva. Ei creează idei frumoase. Aceste idei pot sta la baza creării de noi tehnologii care fac viața oamenilor mai bună. Fiecare are propria sa idee despre ceea ce e frumos. Există atât de multe păreri cât sunt și oameni. Dar fiecare încearcă în felul său să fie frumos. Atât oamenii, cât și fixichii. Te rog, ajută-mă, Tula! Cum pot să devin frumoasă? Nu sunt sigură. Întreabă pe Verda. Privește-o, e frumoasă? Cum adică? Care e cel mai frumos lucru la ea? Oh, ei bine, agrafa, coafiura ei, îi stă foarte bine verdele.
verdele arată grozav. Aha! Bine, pe mai încolo! Tula! Ha? Care e părerea ta? Fire, crezi că îi place de Simca? Se pare că da! Oare pentru că e roșcată? Portocalie! Acum înțeleg! Ei bine, e aproape de culoarea ei? Nu chiar! Îmi trebuie mai mult verde! Ce face o persoană să fie într-adevăr frumoasă? Îmbrăcămintea la modă? Oja strălucitoare? Părul vopsit? Acelea nu te fac să arăți mai bine. Iată o rețetă mult mai fiabilă. Mai întâi, spală-te și piaptă-ți părul. Vezi? Asta deja te-a făcut să fii mai frumoasă. Acum schimbă-ți hainele murdare și șifonate cu unele curate. Ha? Așa ești și mai frumoasă. Și în sfârșit, dacă mănânci mai puține dulciuri și faci multă mișcare, atunci vei deveni cu siguranță un băiat frumos. Sau o fată superbă. Fire? Ce e? Crezi că ai putea să iei un autograf de la Vector pentru mine? Sigur că da. Îmi plac atât de mult melodiile lui. La fel și mie. Mai ales cea despre... Computer, computer, tu ești o bucurie. Eu când la computer, ce tare mă distrez. Când și dimineața, dar și la prânz și seara. Dar nu, nu, nu vreau să exagerez. Habar nu aveam că și tu ești fana lui. Știi ce? Nu am de gând să-i cer un autograf. De ce nu? Pentru că îl vei cere tu. Știi ce am eu? Un bilet în plus. Am crezut că o vei lua pe cea mai frumoasă fată. Toate sunteți frumoase, iar tu ești cea mai amuzantă dintre toate. Să mergem! Stop! Stați așa! Oh! Simca? Sau ești Verda? Unde mergeți? Unde să mergem? La concert! Verda? Nu, Simca! Sau viceversa? Sunt așa confuză! Haide, Tula! Nu le poți recunoaște? Ea e Simca, ea e Verda! Să mergem, altfel întârziem! Blondele sunt cele mai norocoase. Da! Cred că trebuia să ne facem părul blond ca al Tulei.